La episodul 2 din emisiunea De vorbă cu Ana. Suntem mici, suntem încă bebeluși și pe parcurs vom începe să mergem și să alergăm și să ajungem cât mai aproape de dumneavoastră, de sufletele voastre, cu invitați speciali, pentru că așa am început și emisiunea trecută. Am vrut așa să-mi creez un cadru familiar aici și am și reușit și data trecută și de data aceasta, pentru că invitatul meu special din această zi este o prietenă extrem de bună, este una dintre cele mai bune prietene ale mele. Și nu am invitat-o doar așa că mi-este prietenă, ci pentru că are foarte, foarte multe lucruri de spus și cu siguranță și voi veți avea câte ceva de învățat, că de fapt acesta este și scopul emisiunii noastre, să găsiți așa câte ceva din fiecare emisiune și să ajungă aproape de sufletele voastre. Adina Borceanu este invitata mea, probabil că alți moderatori ar prezenta-o ca și soție de fotbalist. Eu nu vreau să o prezint așa, pentru că în momentul în care Adina l-a cunoscut pe Alex Borceanu, căci despre el vorbim, nici măcar nu era fotbalist. Erau amândoi puștani și pot spune și aș prezenta-o pe Adina mai repede ca femeia din spatele sportivului Alex Borceanu. Bună, Adina, și bine ai venit! Bună, Ana! Ha, e drept că n-am reușit să ne mai vedem așa la suc cum ne vedeam odată, pentru că ai foarte multe lucruri de făcut și tu și pentru că, na, timpul este scurt, tu deja ai două afaceri de care te ocupi și o familie. Mă bucur că ne vedem astăzi, încercam să-mi amintesc în momentul în care ne-am cunoscut și cred că era undeva prin anul 2012 la un meci al Stelei cu Copenhaga de atunci. Să știi că am și o surpriză pentru tine, că tot vorbeam de întâlnirea noastră de atunci, am găsit o poză, da? tu știi despre ce vorbesc, o poză cu tine de acum 9 ani, încerc așa să o arăt către dumneavoastră. Adina se află undeva aici cu fetița ei, Amalia. Adina este extrem de schimbată, căci despre asta vrem să vorbim astăzi. Este o schimbare radicală, pentru că deși era în anul 2012 cu 7 ani în urmă, am vrut să o întâmpin pe Adina așa cu apelativul doamnă, pentru că așa mi s-a părut, nu te vedea. Pe atunci aveai 23 de ani. 23 Incredibil, de ani, dar da. Cred că te recunoști și tu acum că păreai matură, pentru că erau acele kilograme în plus de care vorbeam, vreo 50. 40, cam așa, 40. Nu? Așa, atunci te-am cunoscut și mi s-a părut că erai puțin retrasă, ce-i drept, și vreau să te întreb, Adina, cum s-a schimbat viața ta din momentul în care ai făcut această operație de stomac? Cum s-a schimbat? Cum vezi tu schimbarea? Mai s-a schimbat foarte mult. Sunt altă persoană, am mai multă încredere în mine. Eu nu eram, tu știi foarte bine că ne cunoaștem de mult timp, știi că nu eram complexată nici înainte. Dar este într-adevăr, sunt altă persoană din toate punctele de vedere. Când mă uit în pozele alea vechi, mai ales în cea pe care ai arătat-o acum, nu-mi vine să cred că am fost așa. Teoretic ar trebui să spun, sper să nu ajung niciodată așa, la modul că par cu 10 ani mai bătrână decât acum, în niciun caz cu 7 ani mai tânără decât acum. Da, da. În asta acea este poză. Evidentă schimbarea și avem și acolo niște imagini. Cu tine, de pildă, câte kilograme aveai acolo în poza cu Alex? Cel mai mult am avut 104. Nu știu să zic exact cât aveam în fiecare poză în parte. Acum am 53. Da, deci cam la jumătate. Spune-mi, care a fost persoana care te-a influențat sau pur și simplu tu ai luat decizia de a face această operație? Îmi spuneai că soțul tău nu ți-a spus niciodată că este cazul să slăbești. Nu, adică Alex nu te-a încurajat în sensul nu, acesta. Nu, Alex n-a fost... mă încuraja când spuneam că vreau să mă apuc de un regim, la un moment dat, când spuneam că vreau să slăbesc, mă încuraja până în punctul în care mi-a zis că n-are rost să mă mai chinui. Pentru că oricum țin un regim o lună, două, trei, slăbesc puțin asta, și apoi mă îngraș la loc. Da. Cât ai slăbit cel mai mult? Cel mai mult am slăbit 20 de kilograme, dar am slăbit frecvent așa 10 kilograme, după care le luam la loc poate și mai mult de atât. Am slăbit cel mai mult 20 de kilograme cu alimentație sănătoasă, cu sport, cu toate lucrurile pe care trebuie să le facem, doar că nu reușeam să găsesc motivația să, având foarte mult de slăbit, nu reușeam să găsesc motivația să mă abțin toată viața. Adică eu consideram că trebuie să mă abțin toată viața de la orice și că mie nu-mi place sportul, tu știi asta. Dar spune-mi drept, Adina, cât mâncai pe atunci? Pentru că sunt foarte multe femei care spun am retenție de apă și dacă beau apă mă îngraș și așa mai departe.
care este adevărul atunci când vedem femei cu kilograme mai multe și care, Doamne ferește, nu au o problemă medicală, că nu despre asta vorbim. Da, mai ce să spun? Aș vrea să spun că aveam o problemă și că s-a rezolvat problema și acum sunt slabă. Nu. Să fim serioși. Mâncai mult? Mi-am făcut... Nu consideram la momentul ăla că mănânc foarte dar mult. Acum? Dar da. Eu spun un lucru. Eu mi-am făcut o micșorare de stomac. Asta doar m-a făcut să nu mai pot mânca cantitățile pe care le mâncam înainte. Eu mănânc în continuare prostioare, doar că în cantități mult mai mici. Oare de ce mă îngrășam? De la apă? Sincer. Păi asta hai zic. Să fii serios. Nu, de la mâncare, logic, de la mâncare. Și cine nu își asumă chestia asta? Și cred că erai totuși într-o perioadă în care, nu știu dacă aveai un business pe vremea aceea sau nu dacă aveam, aveai nu, foarte nu. mult timp la dispoziție, stăteai cu copiii acasă și probabil că și acesta este unul dintre motivele, știi, când stai acasă, începi să mănânci, te uiți la televizor, te uiți la seriale și probabil că și faptul că nu aveai un job la momentul respectiv, cred că oarecum te... Și poate te frustra, poate să fie și asta o frustrare să ajungi nu, să mănânci? Nu, iubeam viața atunci, îmi iubesc viața și acum, dar și atunci mă bucuram de fiecare moment. Nu cred că dacă aveam foarte multe lucruri de făcut aș fi mâncat mai puțin. Ba chiar din contră poate aș mânca mai multe prostii decât mâncam la momentul ăla. Eu sunt o fană a dulciurilor. Mâncam foarte multe dulciuri, da. În principiu, cred că ăsta era principalul motiv pentru care eram așa. Clar, mâncam și multă mâncare, și pâine, și prăjeli, și toate alea, dar mâncam foarte multe dulciuri. Nu știu dacă aș fi reușit să slăbesc fără operație. Ce m-a determinat? Știu chestia că asta continuă cu aceea cu hainele, că nu-ți găseai haine. Este unul dintre motivele da. Pentru care? E unul dintre motive. Asta cel mai tare mă deranja. Adică singurul moment în care eram deranjată de kilogramele în plus era în momentul în care trebuia să merg la cumpărături să-mi iau ceva și nu-mi venea absolut nimic din magazinele uzuale. XL-ul era mult prea mic, nu reușeam să trec de genunchi cu pantalonii, de exemplu. Și în momentul în care trebuia să merg undeva, nu exista să găsesc o ținută care să mă avantajeze într-un exact. Fel, pentru că nu-mi plăcea cum îmi vine nimic. Așa, în rest, n-aveam nicio problemă. Când trebuia să merg pe stradă, normal, sau eram acasă, n-aveam o problemă, nu eram complexată. Nu cred că aș fi reușit să slăbesc fără această intervenție. Dacă aș avea nevoie, aș mai face-o. Ai mai face o dată și eu știu foarte bine că am fost lângă tine în perioada aceea și știu că nu a fost deloc ușor. Toată lumea are impresia că această operație, nu știu, te adorme doctorul, ți-a mișorat stomacul, te-ai trezit și totul este zen. Da, cel mai ușor lucru la o operație, pentru că n-am avut doar acea operație, am mai făcut și altele da, ulterior. Da, de-a lungul să vorbim timpului. Puțin despre operație. Ce înseamnă operația din momentul în care te-ai întâlnit cu domnul doctor și ce ți-a spus ce implică această operație și până în primele ore de după, povestește-ne așa puțin, pentru că sunt foarte multe persoane care ar recurge la astfel de operații, dar le este teamă. Sau... Dar da, să fii sinceră, da. Pentru că știu că nu totul este roz în această operație. Așa este. Cel mai ușor lucru la o intervenție este operația în sine, din punctul meu de vedere. Da, ești puțin speriat că nu știi ce se întâmplă, dar, sincer, atunci nu simți nimic. Corect, dormi. Că dormi. Exact, ca la orice operație. La orice operație. Ăsta e cel mai ușor moment. E greu să te decizi să faci chestia asta. Dar cum a fost pregătirea de dinainte? A trebuit să iei niște pastile? A fost complicat. Deci am mers la întâlnirea cu domnul doctor, cu toate analizele pe masă, mi-a spus ce îmi recomandă, ce s-ar potrivi, ce mi s-ar potrivi mie, după o serie de întrebări. Am luat decizia să fac exact ce mi-a recomandat medicul, mi se pare cel mai important lucru. Gastric sleeve, micșorare de stomac. Am avut de făcut o pregătire preoperatorie. Am avut de luat 10 pastile de Dulcolax, 5 bucăți și după 2 ore încă 5 adică sau ceva de genul ăsta. Da, este clar. 10 pastile, a fost ceva crunt. Crunt, deci... Nu ai și doze din casă, ca să nu povestim. Ba da, din păcate a trebuit să și ieși din casă pentru că te pun să iei chestiile astea cu o zi înainte de intervenție, dar tot cu o zi înainte, în seara dinaintea intervenției, te pun să mergi la spital ca să-ți facă ceva injecții pe care trebuie să le faci preoperator. Am înțeles. Și atunci, după ce tu iei pastilele astea, trebuie să ieși din casă ca să ajungi la spital. Și
Și e un lucru crunt. A fost cel mai lung drum, nu? Da. A fost cu transpirații și cu tot ce... A fost foarte greu. Deci... A doua zi a fost mult mai ușor, în schimb, când am făcut intervenția în sine, pentru că am dormit. Practic, ce a fost dificil, să iau decizia asta ziua de dinaintea operației și următoarea zi după operație, în momentul în care m-am trezit și am început să conștientizez. Nu am avut dureri. Nu pot spune că am avut dureri. Dar spune ceva de o stare generală destul de... O stare generală foarte proastă, faptul că acel tub de dren care îmi ieșea din stomac prin nas mă deranja foarte tare în gât și o stare generală foarte proastă. Dureri nu pot să zic că am avut. Primele două zile au fost foarte grele, din punctul meu de vedere. Ulterior, din ce în ce mai bine, până la o săptămână. La o săptămână deja eram bine, tu știi foarte bine lucrul ăsta, am stat la tine în zilele alea și atunci am ieșit împreună la terasă. Da, țin minte că am ieșit la un restaurant și cred că după două zile, dacă nu mă înșel, primul lucru pe care l-ai mâncat a fost o supă. Da, doar zeama de la supă, pentru că în prima săptămână ai voie doar lichide clare. Da, aveai pofte? Sau pur și simplu nu aveam pofte, în schimb aveam, simțeam nevoia de a amesteca ceva, aveam senzația, psihicul meu trebuia, foame nu mi-era deloc, dacă luam o linguriță de apă eu mă săturam, dar simțeam nevoia să mestec ceva, e o lună de zile, n-am mestecat, e destul de dificil și de complicat să îți potolești chestia aia de la obișnuința de a mânca în continuu, pentru că asta făceam. Să ajungi să nu mestești nimic. Absolut deloc. E complicat. Ce vreau să te mai întreb este legat de modul în care a reacționat organismul tău. Bănuiesc că ți-a căzut părul, ai avut și probleme cu unghiile pentru că pierzi foarte mult calciu și așa mai departe. Știu că ți s-au și dat niște pastile, ți s-au prescris niște pastile de genul acesta. Ai avut probleme cu căderea părului? Da, am avut probleme cu căderea părului. Am luat forcapil la momentul acela. Ulterior mi-am revenit. Am mai luat niște suplimente alimentare, niște vitamine, chestiile astea, pentru că e normal că organismul învățat cu o anumită cantitate, când în momentul în care îi tai considerabil, aproape în totalitate ce îi dădeai înainte, e normal să aibă un șoc și să piardă anumite lucruri. Și atunci am mai luat și, mi-au mai prescris și niște vitamine, minerale, diverse chestii pe care le-am luat. Am urmat indicațiile medicului fiecare pas în parte. Corect. Nu am trecut peste cuvântul lui, mi se pare foarte important. Exact ca și la operație, nu știu, de mărirea sânilor, când poate pacientele nu țin cont și apoi vin și se plâng că au pățit nu știu ce, probabil că și aici trebuie puse la punct tot ce... Absolut. Cel mai important lucru este să urmezi indicațiile medicului și atunci și să ai încredere în ceea ce îți face și să urmezi indicațiile. Degeaba operația iese bine, dacă perioada de după, perioada de recuperare nu e... Corect. Urmată ca la carte. Ai fost, mă rog, după ce ai slăbit cele 40 de kilograme, 50, ai recurs la o operație ulterioară și poți să ne spui ceva despre ea? Da, am avut două operații după. Am avut o operație de mărire a sânilor pentru că mi-am pus un implant, pentru că aveam un exces foarte mare de piele, eu având înainte sân, încă de mititică. E vorba, poți să ne arăți aici, Adina, cred că e vorba puțin și la brațe, nu? Da, mi-am făcut implantul de sân și după un an și jumătate, cam așa, mi-am făcut și reducție de piele la brațe. Am o poză, bine că nu ți-am trimis-o înainte ca să o scoți, dar o să o trimit... În zona brațelor și în zona picioarelor, nu? Și abdomen. Așa, abdomen. Da, și abdomen. Da. Arăta foarte rău la momentul la postoperator, în schimb tot mai am semne. Sincer, prefer să rămân cu semnele astea și să mi le asum, decât cu excesul de piele pe care îl aveam. La modul că eu ajunsesem să-mi puneam blugi și îmi îndesam practic pielea de la abdomen în pantaloni, că dacă nu mi-a târna pe deasupra. Și atunci nu am vrut să trăiesc cu asta și m-am dus și mi-am tăiat pielea. A fost o schimbare radicală și încerc să-mi amintesc că am fost la o petrecere la un moment dat și cineva de acolo, câțiva invitați, își dădeau coate și spuneau: a venit Alex Borceanu cu altă tipă. Oare s-a despărțit de soție? A fost întâmplare amuzantă. Ții minte că toată lumea se uita la tine și pentru că foarte mulți nu știau prin ce operație ai trecut, nu a apărut la televizor să povestești și atunci pentru toată lumea a fost așa. Ți s-au întâmplat de lucrurile astea? Da, după un an
după primul an după operație până la al doilea an, când mă întâlneam cu o persoană care nu mă mai văzuse, mă recunoșteam în momentul în care începeam să vorbesc. Înainte de asta, nu. Adică se uitau la mine ca la un necunoscut și când începeam să vorbesc, făceau așa niște ochi mari și vai, nu pot să cred! Da. Adina, și că tot ne-am întâlnit aici, trebuie să povestim și noi ceva tot așa amuzant, pentru că nu știu dacă am povestit vreodată la televizor, dar este o întâmplare amuzantă, cred că și la ce mă refer, la întâmplarea din aeroport, când am fost, plecam într-o deplasare, dacă nu mă înșel, cu băieții. Tu nu știu dacă făcuse eu. Nici măcar nu cred că vorbisei despre operație. Adică erai la cele 100 de kilograme așa, te împăcai cu ele, n-aveai niciun stres, tot timpul ai fost o persoană extrem de mulțumită de cum arăți, cum te prezinți, nu ai avut niciodată nicio frustrare și asta nu este doar pentru că îmi spui, pentru că te-am cunoscut și așa este. Și țin minte că eram cu nașa ta și nașa copilului meu Lucas, Ana Maria Prodan, în aeroport cu toate fetele cu toate prietenele noastre, gașca noastră. Și hai că te las fetele să povestesc, ne-am întâlnit cu domnul George Copos. Da, vorbesc de întâmplarea aia, că tot am povestit-o și mi se pare extrem de amuzantă. Da, a fost foarte foarte amuzantă. Ana a vrut să ne prezinte pe fiecare în parte și în momentul în care a ajuns la mine, m-a prezentat și domnul Copos a zis, ce-i cu aia? S-a uitat la mine, ce-i cu aia? Dar foarte serios, ce-i cu aia acolo? Și eu mă uitam, nu înțelegeam. Cu burta aia, ce-i cu aia acolo? Și Ana de lângă mine zice, domnul Copos abia a născut. Eu m-am simțit deranjată în momentul ăla. Că a vrut, Ana Maria atunci a vrut oarecum să... Da, nu deranjată de ce a făcut Ana, Doamne ferește. Nu, zic că a vrut să te pună, erai deranjată... Da. Cum de reacția lui, era prima oară când ne vedeam și... Da, exact, e burta mea și punct. Dacă pe mine nu mă deranjează și pe Alex nu-l deranjează, ce întrebare e asta? Și... A spus Ana, abia a născut, iar la care eu ofticat am zis, am născut acum un an și jumătate. Asta e burta mea, ce să facem? Și atunci domnul George Copos, dacă nu mă înșel, ți-a sugerat, Alex este un atlet, arată bine, trebuie să slăbești neapărat. Și domnul Copos slăbise în perioada aia și m-a încurajat să slăbesc, dar da, a fost și ulterior în avion, că am mers cu același avion, a fost o întreagă poveste de care ne amintim cu drag de fiecare dată. Și ți-am spus... Am vorbit după ceva timp cu dumnealui, am vorbit la telefon și mi-a zis că a observat, că a văzut că am slăbit și am zis, păi după ce mi-ați făcut în aeroport nu era normal să fac ceva, să iau măsuri, ce să zicem. Adina, cunosc și foarte multe persoane care au recurs la această operație și care din păcate s-au îngrășat. Cred că ți s-a spus și că e posibil să ți se întâmple lucrul acesta. Ce ar trebui să facă persoanele acestea care sunt, pentru că bănuiesc că și stomacul se poate mări? Se mărește cu siguranță. Ce trebuie să facă? Zic eu ce trebuie să facă. Ce trebuiau să facă și înainte să ajungă în situația de a se opera? Să aibă grijă. Să se mulțumească cu faptul că au reușit să ajungă la acel nivel. Și să aibă grijă și să... E foarte greu să slăbești după ce te-ai îngrășat foarte mult, să slăbești 30, 40, 50 de kilograme sau mai mult. Dar în momentul în care ai ajuns unde îți doreai, e mult mai ușor să păstrezi. Am avut și eu tendințe de îngrășare. Știu că la un moment dat cât ai pus 3 sau 4 kilograme, chiar te plângi. Am pus chiar mai mult, am ajuns la 60 de kilograme la un moment dat, cam o săptămână, nu mai mult de atât. Și acum am 53. Și în momentul ăla am văzut că am mai luat, la un moment dat slăbisem foarte mult și îmi doream să mai iau puțin în greutate. Ajunsesem la 49 de kilograme și cu niște probleme, tu știi, am avut o perioadă mai complicată, dar îmi doream să mai iau puțin în greutate. Cel mai bine mă simt la 53, cum sunt acum, sunt mulțumită și înainte de asta tot așa spuneam. Am făcut 54, am făcut 55, am mai crescut puțin, mi-am dat seama că am luat-o puțin la deal, dar zic că nu-i problemă, că oricum mă simt mai bine așa, uite că am puțin de fund, am puțin de la 49. Eram mulțumită, am început să mă complac iarăși în situația aia. Și în momentul în care mai mult, e adevărat că... Mâncam mai mult, nu știu dacă mâncam mai mult, cât mâncam numai chestii aiurea la fiecare masă. Și atunci cred că asta era. Adina, eu oarecum, mă rog, și am ținut foarte multe cure de slăbire, recunosc, și după stacie și așa mai departe, dar am avut foarte multe de învățat de la tine după această operație, stând foarte mult în acea perioadă cu tine, am observat că tu mâncai absolut orice, dar un sfert din farfurie, niciodată jumătate, și tot timpul te ridicai de la masă.
Iar în momentul în care vreau să țin o cură de slăbire, să slăbesc un kilogram, două sau cât de cât să mă mențin, să știi că mă gândesc foarte mult la perioada de după operație și de fiecare dată când mi-o comand, nu știu, la masă o farfurie de ciorbă, dau un exemplu, mănânc jumătate sau un sfert din ea. Este clar una dintre cele mai bune cure de slăbire sau, mă rog, probabil că aceasta este cheia pentru cineva atunci când vrea să se slăbească sau să se mențină, dar vrea să și guste din toate. Absolut. Pentru că am observat că tu mănânci și un burger, adică nu un burger întreg, mănânci, nu știu, da, trei guri dintr-un burger, adică asta zic că îți faci poftele. Absolut, cu orice. În momentul în care am observat că m-am urcat pe cântar și am văzut 60, n-aveam mai mult de 60, aveam 60,2, ceva de genul ăsta, în momentul ăla m-am panicat. Și atunci am spus, stop, eu nu vreau să ajung de unde am plecat, m-am chinuit foarte mult pentru asta, deși a fost relativ simplu ca și idee, m-am dus, m-a operat doctorul și organismul meu a slăbit de la sine. Nu a fost atât de simplu și n-aș vrea să repet, aș repeta dacă ar fi cazul această intervenție, dar n-aș vrea să o repet și atunci trebuie să am grijă. Adina, ce fac. Adina, tu ai fost trecerea aceea, bine, nu brusc, e adevărat, pentru că toate lucrurile s-au întâmplat într-un an jumătate, trecerea aceea de la haine de oameni grași la haine de copii. Știu că m-am întâlnit toată cu tine și aveai aceeași rochiță ca cea a Amaliei, fetița ta. Deci am profitat de faptul că încăpeam în hainele de la copii, în mărimile cele mai mari de la copii și atunci făceam cumpărături și luam ținute identice pentru mine și Amalia și ea s-a bucurat foarte tare de acea perioadă și tot timpul vrea să ne îmbrăcăm la fel. A fost foarte, foarte frumos. Cel mai tare m-am bucurat, ca să zic drept, în momentul în care am mers la Ana și mi-am luat prima rochie de la ea, în condițiile pentru în care mi-mi plăceau foarte mult rochiile. Mergeam tot timpul cu voi și îmi plăceau mult rochiile ei și, după aceea... și nu încăpeam niciodată, adică nu visam vreodată să pot să îmbrac o rochie de aia. În momentul în care am îmbrăcat prima oară o rochie de la ea, atunci am fost, pot să spun că într-adevăr am avut o satisfacție imensă, pentru că mi se păreau niște haine pentru fetele alea, de te uitai la ele în poze, știi? Așa este. Adina, să trecem și puțin la subiectul Alex, că de... să vorbim și așa puțin despre partea sentimentală. Cum te-ai cunoscut cu Alex? Și câți ani avec pe atunci? Aveam 14 ani când l-am cunoscut. Ne-am cunoscut la el pe stradă, juca fotbal pe zăpadă, în fața porții. Am avut o relație din aia de ne plimbam de mânuță mult timp. Am plecat împreună la drum de mici copii, am crescut împreună și cred că ne-am modelat unul după celălalt. Nu știu dacă l-aș fi cunoscut pe Alex acum sau el pe mine, dacă am fi putut să avem o relație cum avem acum. Cred că principalul avantaj al nostru e faptul că am crescut împreună, ne cunoaștem foarte bine și ne-am modelat unul după celălalt. La asta voiam să ajung pentru că îl cunosc și eu destul de bine pe Alex și pentru că se spune că nu poți să schimbi un om după o viață și cred că sunteți printre singurele persoane la care am observat că această teorie nu este tocmai bună, pentru că eu l-am cunoscut pe Alex la început de relație, la începutul prieteniei noastre, mă scuzi, undeva un tip mai dur, orgolios, care știe ce spune, care vrea ca femeia să facă virgulă ca și el. Și acum, după ceva timp, recunosc că s-a schimbat incredibil de mult și îl văd pe Alex, cel care ține cont de părerea soției lui. Ba mai mult, o întreabă de 10 ori dacă e bine ce face. Adina, deci bărbații se pot schimba. Absolut, da. Cred că pe Alex l-a schimbat, nu cred, sunt sigură că pe Alex l-a schimbat foarte mult etapa aia de la Steaua, din perioada în care am fost cu toții. Ce a creat reghe în acea perioadă cu familiile, cu tot. Aveam un grup frumos și am avut de învățat unii de la alții, așa este. Da, faptul că noi petreceam foarte mult timp împreună în familii și faptul că ceilalți din jurul nostru își apreciau iubitele, soțiile, în funcție de caz la momentul ăla, acum ani de zile, erau mai mult iubite în grup.
ca și mine de asemenea până anul trecut, ce să spun. Da, pe asta zic, că te-ai căsătorit în ziua, Dina, după da. Mulți ani. Și cred că l-a schimbat foarte mult și lucrul ăsta, plus etapa în care el a stat singur, pentru că noi am deschis clinica și eu a trebuit să rămân în București să mă ocup de ea, am adus și copiii la București la școală și a trebuit să stea singur. Cred că și asta l-a schimbat foarte mult și l-a făcut să aprecieze mai mult prezența noastră, a mea și a copiilor. Și pot să spui că Alex este schimbat radical. Este foarte schimbat. Mai ales acum de când am deschis și restaurantul, eu nu credeam că o să fac. Eu am avut tot timpul, apropo de chestia asta, am avut tot timpul ambiția să fac eu ceva. Pentru că noi suntem catalogate ca și soții de fotbaliști, da, care... Urma să te întreb asta, pentru că tot timpul nu, soția de fotbalist face același lucru pe care îl face și soția de strungar și soția de șofer de taxi, mai spală un vas, mai bagă un rufă la călcat și așa mai departe. Asta chiar nu este o meserie, nici eu nu sunt de acord cu acest lucru. Și da, Dina, știu foarte bine că aveți două afaceri, una legată de un centru de recuperare medicală și un restaurant pe care l-ai deschis de curând, da. Și chiar am fost acum câteva zile la voi și l-am observat pe Alex, nu numai că joacă fotbal, dar servește la masă, șterge masa, dă cu mătura. Face absolut de toate acolo, da. Mai mult cu cât îl cunosc și asta vreau, este foarte implicat în business-ul tău, că până la urmă este business-ul pe care ți l-ai creat singură, oarecum, tot pentru familie, dar ai vrut tu să pui singură baza. Da. Am făcut chestia asta pentru că eu din totdeauna am spus că el a muncit, a câștigat niște bani și ne-a oferit o viață mie și celorlalți din familie. Ne-a oferit o viață, un nivel de trai și niște lucruri de care ne-am bucurat maxim, dar am vrut să fie alegerea lui dacă în momentul în care termină cu fotbalul vrea să continue pe drumul ăsta și să facă în continuare ceva în domeniul ăsta, sau dacă vrea să stea acasă, fiind toată viața plecat, dacă vrea să stea acasă să se relaxeze. Și atunci, bun, am zis, mă bucur de toată etapa asta și am călătorit peste tot și m-am plimbat și am făcut tot ce mi-aș fi dorit să fac, dar la un moment dat trebuia să zic, stop, trebuie să fac și eu ceva, pentru că, ți-am zis, am vrut să-i ofer șansa asta. În momentul ăsta încă nu sunt la nivelul să îi pot spune, iubire, stai acasă, că întrețin eu casa. O întrețin, ok, eu nu o să pot să fac ce a făcut el financiar vorbind. Dar cât să trăim, decent vorbesc. Și atunci el a venit cu ideea să facem clinica. Eu n-am fost foarte încântată atunci pentru că nu știam cu ce se mănâncă și am zis, nu am cum să administrez un business la care nu mă pricep absolut deloc. El a zis, nu, că începem cu Claudiu și atunci o să te ajute, că practic împreună faceți lucrul ăsta, și a fost foarte ok și suntem foarte mulțumiți de ce a ieșit acolo. În momentul în care am conștientizat că mai pot lipsi de acolo și că lucrurile merg fără să trebuiască să fiu eu prezentă tot timpul, bine, nu cred că a fost vreodată necesară prezența mea non-stop acolo, dar mie îmi plăcea să mă simt importantă. În momentul ăla am zis, gata, pot să fac și eu ceva. Am cunoscut-o pe Nichi și am zis să facem un restaurant. Și am tot susținut, pentru că toată lumea spunea, și-a deschis Borceanu restaurant. Și am tot susținut, nu! Soția. Și-a deschis Adina restaurant. Eu și Nichi am deschis restaurantul. Noi ne-am asumat riscurile, noi am căutat, noi am muncit acolo zi de zi împreună cu oamenii asta, care ne-au ajutat să facem tot. Asta nu înțelege lumea, Adina, pentru că sunt fotbaliști și fotbaliști. Sunt fotbaliști care pot fi mai norocoși, pot să câștige foarte mulți bani. Sunt fotbaliști care sunt la un alt nivel sau pot fi fotbaliști cu ghinion, ca și Alex, al tău, care până la urmă putea să fie mult mai departe în acest moment, dar din păcate accidentările l-au ținut departe. Și asta are impresia toată lumea. Nu, toți fotbaliștii au bani, foarte mulți bani. Nu este adevărat. Știu, cunosc fotbaliști care poate joacă în Liga 1 și care, nu știu, poate nu au ce mânca sau nu are rost să intru în detalii. Dar despre asta e vorba, pentru că poți să ai bani până la un moment dat și eu știu foarte bine că pentru acest restaurant tu chiar ai făcut toate creditele posibile. Despre asta toate este vorba. Creditele posibile. Și eu te felicit pentru curajul acesta, Adina. Mulțumesc. Și o să încheiem într-o notă frumoasă emisiunea. Apropo de chestia asta, că spuneam și eu eram foarte înrăită la început și spuneam, nu și-a deschis Alex restaurant, da. Mi-am deschis eu restaurant. Ba chiar am mers odată la metro să facem aprovizionarea și un domn din spate a zis, vedeți mă, v-am zis că am văzut la televizor că și-a deschis Borceanu restaurant. El era plecat să mai ia ceva, că uitasem de pe listă. Că Alex este angajatul tău, Adina. Și în momentul ăla eu m-am enervat și am zis, nu și-a deschis Alex restaurant, eu mi-am deschis restaurant. Și
am conștientizat când l-am văzut cât de mult se implică și cum ne ajută zi de zi și câtă încredere are în ceea ce am făcut. În momentul ăla am zis stop, gata, nu, împreună facem tot. Da, chiar dacă eu și Nichi împreună am pus bazele restaurantului, el, suntem noi trei. El, în cazul în care eu și Nichi avem treabă, știm că ne putem baza și îl lăsăm acolo. Dacă nu s-a întâmplat până acum, dar se va întâmpla în curând, să ne luăm și noi o zi liberă, să plecăm împreună, eu cu ea, să respirăm puțin și o să rămână Alex. Să vedem cum el a fost plecat în weekend, s-a dus până la Galați. Și o să plecăm și noi zilele viitoare și o să rămână el. Deci în momentul ăsta este implicat 100% pentru că asta și-a dorit el și îi place foarte mult ce face acolo. Și da, deci nu mai este al nostru. Plecăm de aici direct să mâncăm cele mai bune paste din oraș, asta e clar. Îți mulțumesc din suflet, Adina, pentru că ești alături de mine tot timpul. Nu a existat nicio secundă, nu știu, să-ți cer ajutorul în vreun fel sau altul și să-mi spui nu, tu nu știi să spui nu. Și îți mulțumesc încă o dată. Să știi că am mai învățat câte puțin, așa să spun, nu ție, dar am mai învățat. Nu sunt mândră de asta, dar asta e, se mai întâmplă. Cam așa este viața. Da. Dragii mei, vă mulțumesc pentru prezența aici online pe pagina cafetele.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu un alt invitat special. Sper să ne vedem într-un număr și mai mare și vă mulțumesc că sunteți alături și că găsiți aici cele mai bune răspunsuri la întrebările pe care le aveți despre viață. Vă mulțumesc!